Deci domnul consilier a fost membru plin în ceaurile de la Cuza Vodă și de la Cuza Vodă. Liceului Tehnologic Special Vasile Pavel cu Iași pentru 2022. Avizat favorabil în unanimitate la comisii. Cine este pentru? Da, trebuia un amendament la... Domnul Manolache e pașnic astăzi. Domnul președinte, stați liniște, n-au venit jandarmii decât la pentru ISU. Proiectul 43 mai trebuia să desenezi. Vorbiți un pic mai tare să vă aud. Cine nu știe, o să vețe. Asta e ședință publică, domnul președinte, sau e... Nu. Nu e ședința publică? Am întrebat în ședința publică? Am întrebat dacă ședința e publică. Astăzi nu e publică? Poftim? Astăzi este transmisă online. Nu contează, am întrebat dacă e publică ședința. Purtați mască, că mă puneți în pericol, vă rog. Nu vă pun în pericol, eu nu port mască. Nu am dreptul să port mască. Domnul Cazat. Domnul Cazat. Am urmărit. Da. Vorbiți cu un des creierat, aștept să vă continuați. Domnul Stanciu, vă rog. Da, deci... Sorin, fă și cheamă jandarmul. Domnul, stimate domn, am o rugăminte dacă este să părăsiți țara, pentru că 1. Ședința nu-i publică, 2. Nu purtați mască, 3. Pare că sunteți destul de într-o situație în care nu sunteți în momentul în care să fiți prezente în cadrul acestei ședințe. Domnul Stanciu, vă rog, continuăm ședința. Un subiect și predicat v-am motivat. Ce te-a ales pe tine să răspunzi așa, vorbești așa? Cine nu respectă legea, măi? Voi nu respectați, măi! Voi nu respectați legea! Să văd ce se ziceți. Vă puteți prăgătia consumatorii să-i cunoscă cetății civile, ca să zici. Ce o să ne întâlnim?